Băi, fraților, deci trebuie neapărat să intrați și voi chiar acum pe Eneba, unde găsiți jocuri bombă la prețuri și mai bombă. Aveți toate linkurile în descriere, GTA 5 la 10 euro, DLC-uri pentru Brawlhalla, carduri pentru Roblox, Euro Trax Simulator la 5 euro, plus o grămadă de alte jocuri, DBD-ul la 7 euro. Holy shit, și eu care am dat o grămadă de bani. Avem așa aici top jocurile din luna martie, cele mai top jocuri, Hogwarts Legacy, prietenii mei, Minecraft, plus multe altele. Știți foarte bine că cei de la Eneba susțin canalul de o grămadă de timp și ar fi super mișto măcar să intrați să vedeți despre ce este vorba. Aveți linkul în descriere, plus băgați la nou pentru că au băieții niște mega oferte. Deci încă o dată linkurile în descriere, intrați pe Eneba dacă vreți să vă cumpărați jocul, știți deja aceste chestii, așa că haideți să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod foarte special în care vreau să vă spun cum puteți face rost de banii reali dacă vă jucați la noi pe server, prieteni, pe play.craftmania.ro. Aveți toate detaliile serverului acolo jos în descriere și de asemenea înscrierile pentru turneele despre care o să vorbim se fac tot pe Discord. Așa că intrați și pe Discordul serverului, intrați pe server și apucați-vă de treabă pentru că avem o grămadă de turnee foarte interesante, prietenii mei. Bun, în primul rând avem turneul de pe Creative, broaderelor, unde avem premii totale de 100 de euro plus cupon pe store. Avem aici, vedeți, Discordul craftmania.ro, adresa descriere încă o dată, este Discordul serverului. Avem aici turneu Creative Boys, este un turneu de construit și alături de cei de la Akiris o să dăm niște premii foarte interesante. Deci o să fie un turneu în care o să trebuiască să vă faceți un plot sau mai multe ploturi, că le puteți uni, da? Puteți câștiga primul loc 80 de euro, băieți, o tastatură Akiris Mira, o tastatură de 80 de euro de 4 milioane, super interesantă. Locul 2 o să primiți un cupon de 100 de lei pe EMAG, adică 20 de euro, și locul 3 un cupon de 50% reducere la noi pe store, da? Trebuie să construiesc cel mai frumos, inovativ și interesant plot de pe secțiune. Băi, dacă îți place Minecraft-ul Creative, dacă vrei să construiești, dacă ai idei mișto, de ce să nu te înscrii? Pentru că poți câștiga niște premii super interesante. O să dureze o lună, prieteni, deci o lună aveți timp la dispoziție. Vă jucați, vă distrați și puteți câștiga și niște premii, da? De pe 4 a 4-a, deci de pe 4 aprilie până pe 4 mai. Aveți aici înscrieri, condiții de participare, nume în joc, prezentare plot, coordonate plot și așa mai departe. Aici faceți înscrierile, da? Avem aici deci secțiunea de Creative. Este o secțiune, cum cred că știe absolut toată lumea, o secțiune cu ploturi. Trebuie doar să vă faceți nebunia ca idee. Scrieți și aici că să puteți vă înscrieți pe Discord la turneu. Aveți warp comenzi sau mergeți aici sus dacă vreți să vedeți toate comenzile care o să vă aștept. Puteți seta biome-ul, puteți să dați acces și altora la plot, puteți face o grămadă de chestii, da? Și by the way, totul este fresh wipe, nu o să se mai dea wipe de acum încolo pe survival, skyblock și creative, dar am zis să dăm un fresh wipe pentru că am făcut mai multe chestii super interesante și pe tabela din dreapta vedeți că arată acolo și coordonatele și biome-ul. Ai grijă, nu cădea. Ai grijă, nu cădea. N-aș vrea să mă duc acolo, așa că băgați mare pentru acest turneu de pe Creative, pentru că totuși sunt premii de peste 100 de euro puse la bătaie, da? Bun, avem al doilea turneu, turneul de pe Skyblock, unde puteți câștiga primul loc mouse Akiris Orion, băieți, un mouse de 2 milioane de 40 de euro. Locul 2, tot așa un cupon de... stai că am pierdut șirul. Bun. Un cupon de 100 de lei la EMAG, adică de 20 de euro, și locul 3 un cupon cu 50% reducere, la fel o lună de pe 4 a 4 până pe 4 a 5-a și scrie aici, obiectiv, construiește o insulă super interesantă cu multe mecanisme, ferme și așa mai departe, ai grijă și levelul contează, da? Deci avem, uite, apare și pe server aici anunț cu toate turneele noastre, băieți, Creative, Skyblock, SkyPVP, Survival și Factions. Înscrieți-vă, broadelor, pentru că pierdeți o șansă, părerea mea. Bun, mergem pe Skyblock, prietenii mei, da? Este o secțiune foarte interesantă. Atenție, pe Skyblock aveți și dungeon-uri. Deja, mamă, băieții, văd că cresc foarte repede în level. Aici avem top 10 insule gen level. Numai că o să se ia și levelul în considerare, dar și ce există pe insulă. Mecanisme, ferme, fel și fel de construcții, contează foarte mult. De asemenea, pe Skyblock avem dungeon-uri, băieți. Dacă mergeți la Gigelo, o dată la 6 ore, bam! Dungeon Fortress, o dată la 6 ore vă dă ok pentru dungeon. Aveți și misiuni, da? Daily quest-ul la fel, primiți bani, bam, dacă faceți aceste misiuni zilnice. Aici aveți intrări în dungeon-uri, băieți, la fel, niște dungeon-uri super interesante, primiți bani, primiți iteme OP. Avem, cred, tot ce trebuie. Pe insulă la fel o grămadă de chestii care vă ajută foarte mult. Hai să faceți noi o insulă Skyblock original, se construiește insula și BOOM! Ne-am teleportat direct pe insulă și ne apucăm de treabă practic, da? Avem aici is control panel. Cred că pot să scriu și SCP. Avem un control panel, avem setări, setările insulei, setări de bază, fel și fel de setări pe care le putem pune. Cine să aibă acces la orice casă. Bă, super interesant, super interesantă făcută secțiune. Și nu aveți de ce să nu vă înscrieți și la acest turneu, pentru că vă jucați un Skyblock frumos, faceți o insulă bombă, faceți freme șmechere și puteți câștiga niște premii super interesante, da? Bun, avem următorul turneu. Stai așa să dăm hub. Avem turneul de pe Sky PVP, băieți, da? Locul 1, 40 de euro, o tastatură Akiris Capella. Locul 2, la fel, un cupon de 100 de lei pe EMAG, adică 20 de euro. Locul 3, cupon 50% reducere la noi pe store. Perioada la fel, o lună de pe 4-a 4-a până pe 4-a 5-a. Obiectiv, omoară cei mai mulți jucători de pe Sky PVP. Deja văd că s-au înscris mulți bărbați aici. Ideea e că o să se formeze foarte multe kill-uri, scrie aici că o să fiți verificați. Deci fiecare jucător o să fie verificat, să nu se abuzeze. Pe Sky PVP este mega simplu. Stai așa, uite aici, Craftmania Sky PVP. Este super simplu, trebuie să faceți cât mai multe kill-uri. Câteodată mă dă, chiar dacă dau click, mă dă înapoi pentru că sunt pe versiunea 1.19.2 ca să intru pe toate și asta se întâmplă, da? Avem aici top kills, bam, Craftmania stats, top 10 kills. Nu au foarte multe kill-uri, băieți, așa că puteți intra și voi chiar acum. Este o secțiune de PvP 1.8 cu o hartă legendară, prietenii mei, și niște iteme speciale. Este harta din 2015, dacă nu mă înșel, este o hartă super mișto, este perfectă pentru Sky PvP. Și facem acest turneu special ca să reînviem și această secțiune, pentru că nu are rost să se piardă așa frumusețe, sincer, nu are rost. De ce să nu fie o secțiune jucată când uitați ce hartă bombiță și aici un zandric, o sabie în piept. Plus, încă o chestie foarte mișto, pe lângă faptul că trebuie să găsiți toate itemele și așa mai departe, puteți face rost de bani, da? Dacă faceți un strict de 10 kg aveți bani. Aveți auction house și avem aici, băieți, shop. La shop găsim iteme tier 1 și iteme tier 2. Iteme tier 2, băieți, aveți iteme cu sharpness 6 și protection 5, da? Și iteme tier 1, iteme cu sharpness 7 și protection 6. Adică vă și ajută banii. Pe lângă itemele pe care le faceți voi în mod normal, dacă căutați semne pe insule, și by the way, semnele sunt foarte bine ascunse, și vă face, să zic, un maxim de protection 4, sharpness 5. Cu banii pe care îi faceți, sau mă rog, puteți vinde seturi, why not, pe auction house, da? Și cu banii pe care îi faceți, puteți să mergeți aici la shop și vă cumpărați avans sharpness 6 și sharpness 7, protection 5, protection 6, ca să fie și mai interesant, da? Bun, următorul turneu, băieți, turneul de survival, care, by the way, are loc sâmbăta aceasta. Deci sâmbăta asta, când vedeți voi clipul, are loc acest turneu de survival. Este un turneu care, na, are loc mult mai rapid. Survival și Factions, așa se întâmplă, sunt mai rapid pentru că nu merge cu perioada, da? Primul loc, deci primul loc o să fie 40 de euro, niște căști Akiris Altair. Locul 2, 20 de euro, cupon 100 de lei pe EMAG. Locul 3, cupon 50% reducere pe store. Data sâmbătă 4 aprilie, ora 20. Evenimentul este unul de tip 1 vs 1. Este pe versiunea 1.19 și e foarte interesant pentru că este PvP-ul acela special. Nu e PvP-ul de 1.8 unde dă-i tata, dă-i, spamează clicul ăla, nu frate. Este o secțiune specială unde, sincer, poți face, băi, până sâmbătă ai timp să faci jos de iteme, sincer, ai timp să faci jos de iteme. Aici băieții își fac un clan, își fac iteme, protecții, fel și fel de iteme, armuri. Faceți dungeon-ul, la fel, avem foarte multe dungeon-uri și aici avem dungeon-urile de pe Skyblock, sunt și aici, îl avem pe domnul cu dungeonul Kennels, aici Ilie cu dungeonul Fortress, aici o avem pe Maricica cu daily quest-uri, la fel misiuni zilnice, numai că sunt mai multe misiuni specifice survival, dungeon cristal, Petronella aici, plus multe alte chestii super interesante, brother-lor. La fel, în dungeon-ul puteți câștiga iteme custom, ca pe Skyblock. Aici nu ne limităm la sharpness 5, protection 4. În dungeon-uri aveți o șansă mică, dar este o șansă să pice iteme speciale. Și în crate, crate-ul pe care îl deschideți cu 3000 de lei, la fel, bam, deschidem un crate. Am primit Craftmania Boots, care Craftmania Boots, Netherite Boots, protection 5, unbreaking 3. Dacă dăm click stânga, ia uitați băieți, protection 6, unbreaking 3, holy, protection 5, deci avem și protection 6 aici. Avem și pe sabie sharpness 6, băieți, iteme super speciale, avem aici spawnere, avem fel și fel de chestii. Deci neapărat trebuie să vă înscrieți și voi. O să aibă loc sâmbătă 1 vs 1 la această arenă de PvP. Data trecută când am făcut eveniment de 1v1 pe această versiune a fost super mișto. Sincer, chiar a fost super mega mișto. Așa că vă invit și pe voi. Aveți timp, practic clipul ăsta apare miercuri, nu? Joi, vineri, sâmbătă. Aveți 3 zile timp, bine, cu miercuri de fapt. Deci aveți 4 zile timp să faceți iteme, frate. Și itemele le faceți destul de repede dacă vă bazați pe iteme, știi? Și ultimul turneu, prietenii mei, turneul de Perfections, unde o să fie haos total. O să fie un turneu 5 vs 5 între facțiuni, prietenii mei. Locul 1, un mouse Akiris Doradus de 30 de euro, care, după cum scrie aici, premiul o să fie acordat capitanului echipei. El face ce vrea cu premiul. Ori îl ține, ori îl vinde și împarte, gen 30 de euro, împărțit la 5, faceți un calcul, băi, să zic, nu știu, 6 euro, da? 6 euro, bine că nu e exact, dacă îl vinzi pe OLX, spre exemplu, nu e exact 30 de euro, dar, bă, zi 6 euro, împărțit, este bine. Locul 2, 15 euro, un cupon de 75 de lei pe mag. Locul 3, cupon 50% reducere pe store. Și data, duminică 9 aprilie, ora 20, adică aveți nu 4 zile, 5 zile timp să vă aduceți prietenii, să vă pregătiți și pentru acest turneu unde o să fie haos. Deci 5 vs 5, toți bărbații băgați într-o arenă, bracket frumos, făcut pe live, ca să fie totul clar. Și o să iasă bă haos. De ce sunt premiile mai mici pe Factions? Pentru că dacă intrăm aici, prieteni, pe Factions, o să vedeți că pe lângă aceste turnee pe care le organizăm în fiecare săptămână sau o dată la 2 săptămâni, gen mă refer strict la Survival și Factions, pentru că Skyblock, Creative, Sky PvP durează o lună. Aceste două turnee de Survival și Factions o să se facă o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni și o să dăm premii reale, la fel, da? Plus, pe Factions sunt mai puțin bani pentru că dacă intrăm aici, o să vedem foarte frumos, o să mă scoată în lobby, nu? Dacă intrăm aici, prieteni, avem deja un F-top, după cum se vede aici. La finalul wipe-ului o să primiți premii, gen cele 3 facțiuni din F-top o să primească premii. Locul 1, 60 de euro, cupon de 300 de lei. Locul 2, 40 de euro, cupon de 200 de lei. Locul 2, pardon, și locul 3, 20 de euro, cupon de 100 de lei. Adică pe lângă acest turneu de 5v5 cu premii de 45 de euro, mai avem și aceste premii de 120 de euro pentru F-top, boys. Asta este un mic ajutor pentru cei care, mă rog, un mic bonus așa pentru jucătorii adevărați ai serverului, pentru cei care se joacă de plăcere la noi pe server. Văd că băieții deja bagă forță aici pe farm. Îmi place ce văd, frate, chiar îmi place, bagă băieții forținii și pe farm și pe tot ce trebuie. Acum trebuie să se pregătească și cu iteme pentru turneu. Avem aici top win-ul la duel, avem aici creituri la fel. Secțiunea Factions este una mai specială, este una cât de cât clasică, dar cu îmbunătățiri, da? Ca să nu fie chiar old school. Raidul se dă și cu Wither și cu TNT-uri. Scrie aici, TNT-ul sparge obsidianul, 300 HP pe bloc, da? Spawnere, la fel, avem niște spawnere pe servar de prapadiții, bun. Avem niște spawnere aici pe shop, avem și o de mobi pe care le puteți cumpăra. Spawnerele unde le-am pus la mobs aici, uite, spawner 1500 de lei, puteți mina spawnerele bineînțeles. Și avem aici Craftmania Crate, boys. Ca să facem rost de cheie, dacă dăm click dreapta scrie aici, ai nevoie de Craftmania Key pentru a deschide. Dăm slash key, cumpără cheie pentru crate cu 3000 de dolari. 3000 de lei înseamnă o cheie, da? Simplu. Dacă faci 3000 de lei, ce pot pica aici? Pot pica iteme, full diamond, sharpness 5, protection 4, spawnere, play spawn, Enderman 9, Enchanted Golden Apple, Obsidian, dar și armură, Protection 5, sabie și Sharpness 6. Deci aceste iteme puteți face rost de ele numai din crate. Și cam asta ar fi treaba despre aceste turnee, băieți. Încă o dată, detaliile în descriere. Băi, sunt niște... Mamă, s-a mișcat ăsta, a sărit în aer webcam-ul. Sunt niște premii pentru voi, băieți, de ce nu? Băi, dacă vă jucați pe server și vă place, aveți 5 secțiuni unde puteți să alegeți participați. Aveți Factions, turneu Factions 5v5 sau Factions Top, deci două metode de a scoate bani reali. Aveți turneu Survival 1.19, 1 vs 1, încă o metodă. Sky PvP, dacă vă place PvP-ul de 1.8, bam bam bam, vă dați în cap și aici la fel. Sky PvP cu o artă super legendară. Aveți Skyblock, băieți, dacă vă place Skyblock-ul, construiți, faceți level, ferme, mecanisme și așa mai departe, la fel, premii și aici. Și avem Creative, aici doar pentru construcții. Doar pentru construcții, dacă ai talent la arhitectură, cu cele mai mari premii, pentru că e o secțiune mișto și chiar vreau să vă apucați de construcții, da? Cam asta ar fi clipul, băieți. Vă așteptăm pe server play.craftmania.ro. Băgați blană, cu siguranță aveți șanse foarte mari, pentru că totuși sunt 5 turnee, da? Deci fiți atenți, 5 turnee cu câte 3 locuri fiecare, 15 persoane. Deci 15 persoane o să câștige premii reale. Și dacă punem în calcul și F-topul, eu zic că se merită. Te joci Minecraft și câștigi bani. Cam asta a fost clipul. Nu uitați, dați acolo fiecare cât un like, băieți, să vă scriu mai multe like-uri. Vă aștept pe server play.craftmania.ro. Înscrierile toate pe Discord. Toate detaliile, bineînțeles, sunt în descriere. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!